N-am știut, de fapt, facturile s-au anulat. Am știut. Am știut că s-au primit facturile la blocul vecin, dar n-am știut că s-au anulat. Deci asta n-am știut. Până acum, de la dumneavoastră. Și e dărâmarea blocului, ce să spun. Așteptăm să se termine cât mai repede, ca să se termine ancheta și să poată înceapă procesul. Dacă o fi proces sau... Mă rog, nu știu cum o să primească eu în gazul, deci... despăgubiri sau ceva de genul ăsta. Cât timp ați locuit în blocul acesta? 20 de ani. Și cum e să vedeți acum dărâmat? E foarte dureros, vă dați seama. Toată munca mea de 20 de ani și a soției a fost aici, în blocul ăsta. Și acum a fost până la asistența socială, mi-a trebuit ceva documente pentru a primi ceva bani de la guvern. Și nu am putut să stau acolo, pur și simplu. Deci aici mă simt mult mai bine. Cu totul că văd dezastru, dar mă simt mai bine. Acolo parcă nu m-am, nu știu să vă spun, nu m-am tremurat așa. Deci aici e mult mai bine. De la 8 dimineața până seara, când pleacă toată lumea de aici, suntem prezenți, tot locatari. Deci e foarte greu să te despart de o muncă de 20 de ani. Și câte sacrificii am făcut, vă dați seama.
acte de identitate, cine așa, și mai am de la sindrom de la unul care zice că nu poate să la munca lui de 20 de ani. Mișto, foarte, fain, am o două. Se duce mai aproape. Am cadru cu procurarea. E vreodată la fel ca și... Thank you.
Nu știu, dar bă, 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 nu știu, dar